Biserica Toma Cosma din Iași, în parteneriat cu Asociația Toma Cosma și Primăria Iași, a organizat în timpul postului mare o nouă ediție a cursului gratuit de încondeiat ouă. Adresat cu precădere copiilor și tinerilor, dar și tuturor celor interesați, cursul s-a încheiat sâmbătă, 16 aprilie. În acest context s-au făcut prezentări speciale privind semnificațiile cele mai importante și relevanța tradiției și artei încondeierii ouălor la Paști. Acest proiect se desfășoară pentru copii de toate vârstele, adulți, chiar și bunici. Este un proiect care promovează valorile tradiționale în condeirea ouălor. Anul acesta au fost peste 40 de copii. Am avut chiar și bunici, cum anii trecuți nu aveam. Au venit însoțiți și de părinții lor. Am avut copii de la after school veniți cu școala aici și am avut câte 3 serii în fiecare sâmbătă. Ouăle încondeiate de cele 3 grupe de copii și tineri care au participat la cursuri vor fi expuse în perioada pascală la parohia Toma Cosma.